s-a întâmplat ceva minunat. Eu m-am născut în și am trăit prima parte a vieții la Câmpia Turzii, un orășel muncitoresc unde nu prea ai cum să te întâlnești cu pictura, poate cea de pictura de bâlci cu pictura de piață și așa mai departe. Ce s-a întâmplat a fost de neuitat, pentru că am primit la un moment dat, tatăl meu a primit o ilustrată de la cineva care reprezenta un portret de fată. Eram familiarizată cu fotografia, cu imaginile care sunt în orice casă de muncitor, de om simplu, dar am realizat imediat că nu este vorba nici de fotografie, nici de ceva ce nu înțelegeam. Mai târziu, când într-o excursie școlară am vizitat Muzeul de Artă, atunci s-a întâmplat marele declic, pentru că am fost atât de emoționată când am realizat că ceea ce văzusem eu era un portret de fată de Nicolae Grigorescu. Și apoi, bineînțeles că am revenit, dar asta mult mai târziu, când deja eram la școală, la liceu. Până în ziua de astăzi, muzeul este pentru mine aceeași sursă proaspătă de inspirație și de bucurie și de plăcere și de, nu știu, de meditație, dacă vreți. În școală primeam mereu diplome, pentru că îmi plăcea să desenez și desenam, ce știu ce desen, nu mai țin minte, desenam prostii, ce învățam eu pe la școală, prostii în ghilimele. Așa. Și tatăl meu nu era foarte favorabil pierderii timpului, asta era ideea lui, prea mult pierzi timpul cu culorile, cu mizeriile astea, cu faci urât peste tot, așa, și nu voia să nu prea cumpăra acuarele. Și țin minte că am trimis o dată la București, în cadrul unui concurs școlar, o mică lucrare care reprezenta, știu eu, copii în tabăra de vară. M-am desenat eu cum am știut, îmi plăcea să fac omuleții, îmi plăcea să fac elevii, așa, și n-am avut cu ce-i colora pentru că n-aveam acuarele. Se termina seara și le-am colorat, că era în preajma Paștelui, și le-am colorat cu cojile de ouă pe care le-am umezit și așa, mi-am frecat desenul. Și probabil că a dat chestia asta, a dat așa un efect special, că am primit o diplomă de la București pentru acest desen. Am niște exigențe de natură plastică. Sunt foarte scrupuloasă, ca să zic așa, la compoziție. Îmi place să mă întemeiesc bine compoziția, adică nu mă apuc de, deși nu mai e moda, nu mă apuc de o lucrare fără să gândesc o schiță, să pun în pagină așa cum cred eu că trebuie pus sau cum trebuie să pun ca să mă avantajeze și să-mi dea posibilitatea să aștern apoi cele care vin, culoarea și celelalte, cât mai convenabil pentru tema mea și pentru ceea ce vreau să rezulte de aici. Pe urmă, eu cred că am o... culoarea este... îmi este... știu, deja știu de la privitor, de la amatorii de artă, că eu sunt recognoscibilă după culoare. Asta înseamnă că în timp s-au impus această cromatică pe care o folosesc și nu este ceva care mi este numai mie specific, ci cred că majoritatea artiștilor care lucrează un timp îndelungat au niște trăsături după care ei sunt recunoscuți. La mine cred că asta este modul de a compune și culoarea. Eu fac pictură figurativă. Am rămas la pictura figurativă pentru că mi-am dat seama că aici este locul meu. Fiecare artist intuiește cam pe unde poate da maximum. Eu cred că mă desfășor destul de bine în zona figurativă, chiar dacă, mă rog, izmele prin care trecem
se schimbă mereu și rămânem mereu niște experimentaliști, ceea ce nu este rău. Eu însă mi-am găsit locul în această zonă, într-un figurativ, cu descărcare uneori în fantastic sau cu descărcare în expresionism. Dar aici fac o precizare, într-un expresionism candid, să zicem. Pictura îmi dă într-una lecții. Eu cumpăr foarte multe albume, cumpăr foarte multe materiale de pictură, chiar și din cele proaste. Din pictura proastă se învață enorm. Urmăresc tot ce se întâmplă, mă bucur și asta cred că este o trăsătură care mă caracterizează. Nu sunt invidioasă. Mă bucur enorm când văd o pictură bună. Acea pictură mă incită, mă duc acasă, mă gândesc, uite, a realizat cu tare lucru. N-a fost rău, cum a ajuns la treaba asta? Îmi pun probleme la rândul meu, îmi pun probleme zilnic. De asta o să vedeți foarte mult o diversitate mare tematică la mine în atelier, pentru că sar așa ca o țarcă de la una la alta. Astăzi îmi spune ceva o natură statică, sau, mă rog, motivele unei naturi statice. Mâine îmi vine o idee în care trebuie să introduc un personaj, un nud sau un seminud sau mai știu eu ce, sau cine știe ce compoziție fantasmagorică. În Cluj există circa 1000 de artiști. Uniunea Artiștilor Plastici din Cluj, filiala, este mare. Acești artiști nu au în Cluj nici o galerie de artă. Deci, nu pot să vă spun cât am pierdut, nu eu, toată generația mea, pentru că nu avem în Cluj o galerie de artă. Infrastructura noastră a avut de suferit, s-au retrocedat, mă rog, sălile, s-au schimbat lucruri și nu s-a prea pus în schimb nimica. Nu se pot face expoziții la nesfârșit în, știu eu, în apartamente, în garsoniere și așa mai departe. Nu se poate. Un artist are nevoie să iasă din timp în timp cu lucruri substanțiale. Vechea clientelă îmbătrânește, asta este adevărul. Noua clientelă nu are timp să îți vadă lucrările pentru că nu are unde. Deci astea sunt problemele reale ale orașului ale artiștilor. Faptul că unul sau doi artiști au un noroc și o șansă este minunat. Dar sunt foarte mulți artiști de mare talent care mor necunoscuți, care mor nevăzuți și care n-au unde să-și facă publicitate. Arta clujană, de fapt, și mă refer la cei mulți, la cei mai mulți, pentru că și ăștia au dreptul la exprimare, se bazează doar pe relații personale, pe ceea ce poate face artistul singur. Unii colegi de-a mei care au mașină și care sunt tineri și au posibilități și materiale, iau drumul Europei și se duc, ei ba la târgul de artă, ba, știu eu, prin lumea largă să vadă ce se mai întâmplă și dacă își pot plasa lucrările. Asta este și nu este în ordine, pentru că atunci nu prea putem vorbi de o artă clujeană. În lucru am o carte de proză scurtă, eu sunt iubitoare de proză scurtă, sunt cititoare de proză scurtă. Vreau să scriu volumul 2 la Povestirile Bologheze. Povestirile Bologheze e o carte de proză scurtă, foarte scurtă, chiar foarte scurtă, 3-4 pagini, așa, 5 pagini. Deci lucrez la volumul al doilea din Povestiri Bologheze. Și am un lucru, un roman, pe care nu știu dacă o să reușesc să-l scriu și dacă o să îl pot public, o să vreau să-l public, nu știu. Deocamdată atât vă pot spune. Thank you.